Bună tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum vedeți, ne-am aranjat și ne-am făcut frumoși, pentru că să mergem la un eveniment undeva lângă Otopeni, la piscină, mai exact. Ambassador Events. O nouă deschidere ceva, dar oricum o să vedeți acolo, o să vă arăt mai multe. Sper să pot să filmez mai multe chestii și să fie și lumina cum e acum. Cred că e muzică, sigur. Nu e problemă, că eu știu ce fac, tai muzica și fac eu voice-over. Îi fac eu vocea de acasă. Da, așa în principiu să vedeți voi. Poate nu o faci. Da, o fac. Dress code all white. Adică trebuie să ne îmbrăcăm. Black Lives Matter! Dar cum era să ne îmbrăcăm toți în negru, chiar era ciudat. Black Lives Matter și noi ne îmbrăcăm în alb toți. Da, mie nu-mi place să mă îmbrac în alb pentru că mă mulderesc foarte repede. Pe mine îmi place să mă faci mai mare așa, albul mare. Ah, și mie îmi place cum îmi stă în alb, dar pe mine mă deranjează că trebuie să fiu mai atentă decât în mod normal. Da, nu înțeleg. Un crevete, da. Da. Nu, dar și eu am mâncat acum sos, piripiri. Am avut o emisiune de mâncat. Am mâncat vreo 7-8 linguri. Da, așa, numai de gust, știi, că îmi plăcea. Dar dacă dau pe mine, bă, dar nu știu cum se întâmplă, nu am pățit nimic, Doamne ajută, că nu mai zâmbeam acum. Dacă se întâmplă să... Cum ai căpat atunci crevetele? Fixat în momentul ăla, da? Bă, dacă purtai negru, nu scăpai? Chiar dacă radical în 47 minute. De ce se întâmplă așa ceva? Păi cum ar veni, tu ți-i stremur mâna, tu zici, bă, să nu scap, să nu scap, știi? De ce nu fugi? De ce fugi, de aia nu scap, nu? Da. De ce scap, de aia nu fugi? Nu, invers. Poate nu scap. Poate nu scap. Da. Eram și eu cu crevetele acolo și eram, poate nu gustați. Da, dar unde erai? Gustați. Evenimentul celălalt. Ah, da, chiar la Constanța. Da. Eram acolo, gustați, 7 lei, bun. Mamă, așa, uite pe aia. Ia uite, filmează-i pe aia. Ia uite, pitirica aia. Dar sunt din aia micuți, oameni mititei? Sau mi se pare mic? Ștrumfi. Nu mai zi mai așa. Sunt din aia micuți? A, nu sunt, mă, sunt oameni normali. Dar sunt mai mulți. Uite, 1, 2, 3, sunt 4. Crești muzica, mă, când e de copil. Da, da. Și veșnicul semafor, mașina de spălată. Mai avem 15 minute. Bine, nu-i veșnic, e spălată. Mereu o spălăm, dar mereu bon. Și ne-am oprit aici în Otopeni să spălăm mașina. O să vă arăt imediat. Tot el o spală acum, să sperăm că nu se murdărește, dar sunt cam slabe șanse. Și sperăm să fie frumos acolo și să fie și mâncare, că n-am mâncat și mâncat fox. Nu, sunt sinceră. Am mâncat un sos de la piri-piri și mă cam arde pe stomac și a trebuit să ciugulez ceva, dar poate ne oprim la Mac după. Ce credeți? Se murdărește sau nu? Măcar un pic așa. Nu mult. Eu n-aveam cuptor. Ia uitați ce frumos se vede cerul. Super. Ia să vedem. Că văd că... Și am zis să vă arăt un pic și pe aici. Ce mai e? Ei, da, mama, pășiaca. Ia uităm și o pisicuță. Ține, mama! Florcele, pe câmpii. Numai să nu mă murdăresc. Vibrățările de la Mihei. Astea sunt. Gata. Și acum o clătește și gata.
după cum știți, la evenimente este imperios, necesar să existe muzică și, din păcate, nu pot opri muzica celorlalți ca să fac filmare. Și ca să vă bucurați puțin de peisaj, vă arătam aici șampanie pe care am primit-o, era cu ciocolată foarte bună. Și aici vă arătam cum am deschis eu, m-am chinuit o grămadă, să deschid această cutiuță unde erau, era bilețel de unde puteți să vă luați și voi, presupun, și un fel de ulei pentru corp cu parfum așa deosebit. Și așa arăta și seara. Foarte frumos a fost acolo. Sperăm să mai mergem. Este un local din Otopeni, foarte interesant. Și doamna respectivă cânta superb. Ia uitați ce frumos. Hai. Nu-i frumos. Poză. Uitați-vă voi cât e frumos e aici. Eu nu pot acolo să filmez înăuntru. Că de-aș putea și v-aș arăta. E frumos rău. Da, mi-aș ține acolo. Și gata, plecăm. Și acolo e frumos. Și acum ne îndreptăm către... Ia. Frumos. Ah, dar e copac fake. Da. Ce faceți, domnul? Vă puneți caietul. Oh, frumos, frumos. Nu faci la țagă. Da, te-am mai bagat ruții. Și eu. Bine, m-am uitat pe asta. Aici am luat niște papuci. Și astea niște chestii. Pe care să le... Nu, păi astea nu fac, astea să le dau monei. Mai multe chestii, chestiuțe, trestiuțe. Și plecăm. Și am ajuns la Tecuci. Mai exact la... Muteni. Da. Nu am filmat pe drum, pentru că oricum ați văzut bănuiesc live pe care l-am făcut din mașină. Și mai avem puțin și ajungem acasă. Yep. Ce părere ai? Explicăm ce reprezintă. Da, asta e. Ce cunoști despre acest desen? Sunt mai multe, mă, nu-i numai unul. Roata... Mă, el e Londra. E Londra, da, mă. E Londra. Podul. Ce ți-a rămas ție așa... Da. Am vrut să imortalizez acest moment. Adică, prima mea interacțiune cu viața de adult. Am vrut să rămân aici. Adică ce înseamnă responsabilități și... Și așa vreau să fac un și cu Turcia aici și vreau să fac toate momentele așa din viața mea care au fost importante pe mâna asta. Îți ce fel vorbești? Pe mâna stângă. Ca să te conving. Visele pe care vreau să le dobândesc, mă, și să... Da. Vezi, poate desenez un... Visele. Ia să cu... Aici am încapit tot corpul, gen. Aici am reușit sau ce vă zic așa. Auzi, mai lungește-ți mâna. Mai lungește-ți mâna la rele. Aaa! Și dacă e, poți fi a treia mână cu realizări. Mână, da, păi n-are a treia mână, deci... Ce zici? Ce părere aveți, doamna Comănici? Băi, deci dacă pentru tine Londra da. A reprezentat extorsiunea... Nu, acolo s-a maturizat omul. Exact, asta vrea el să zică. Nu, a fost un moment marcant din viața mea, nu știu dacă... Oricum, a fost armat. Armat, da. Auzi, mă, Cristina, desenează-ți când ai fost tu atunci, zi să zic. Când ai fost tu la Oxford. În perioada aia când ai fost tu la Bună dimineața, ne-am trezit și noi.
Este ora aproape 10. Da, ne-am trezit. Mona se uită la mine ca și cum că nu ne-am trezit. Nu? Spune și tu bună dimineața. Bună dimineața, dar lasă-mă să mă machiez aici. Da, ea se machiază, dar nu exagera, domnișoară, că ești foarte frumoasă și nemachiată. Vedeți? Cu cine seamănă? Dar tu nu vezi cum apar eu, că n-am niciun strop de machiaj. Nu vreau să apar. Așa. Momentan. Ne machiem acum, ne pregătim să mergem undeva, am zis. Sper să iasă totul bine. Să mergem și noi la piscină și la tot ce mai e pe acolo. Haideți, rămâneți cu noi și ne vedem mai încolo. Hai, Moni!